Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Mihai Trăistariu și sunteți împreună cu mine la o nouă ediție Weekend cu Mihai. Suntem la restaurant Siret în Mamaia, un loc superb unde artiștii calcă aproape întotdeauna. Am astăzi invitați frumoși, prieteni, aș putea spune, și am să încep de la stânga la dreapta cu Denisa Lucan, cântăcioasă, are 15 ani, e din Năvodari, am văzut-o cu toții la Next Star, o vedem pe la concursuri, câștigă premii peste tot și cântă la greu. Bună, Denisa! Bună, Mihai! Bună ziua! Bine v-am găsit! În primul rând vreau să zic că sunt onorată pentru că mă aflu astăzi aici, alături de voi, la emisiune și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ești printre noi! Șerban Octavian, antrenor de fitness, un prieten bun de-al meu, de altfel am și colaborat în domeniu. O să vorbim astăzi mai mult despre estetică, despre fizic, despre look, despre ce înseamnă primăvara în sufletul nostru și cum să ne păstrăm mai tineri. Șerban, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, îmi pare foarte bine că suntem împreună astăzi aici și cam toți suntem prieteni și cunoscuți și sper să iasă o emisiune foarte interesantă pentru doamne, că e luna lor. Da, e luna doamnelor. O avem și pe Corina Cazacu, citesc aici, medic-dentist, competență în injectări, filler, botox și terapia Dracula. O să vă recunosc cinstit că le-am făcut pe toate, da? Corina, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur că ai curajul să recunoști, da, pentru că ești un model, da, până la urmă. Nu-i așa? Până la urmă, dacă vrem să ne menținem mai frumușei, mai tinerei, apelăm la niște artificii care nu ne afectează, nu-i așa? Chiar o să vorbim despre asta, dacă afectează organismul, că unii zic, băi, mai bine nu-l fac, mai bine fac, dar dacă fac, dar dacă paralizie, dar dacă... Și o să vorbim chiar despre lucrurile astea ca să liniștim populația, mai mult feminin recunosc, sau cred că masculii, mai mult artiștii apelează la asta, cred eu, dar asta o să vorbim imediat în emisiune. Și avem pe Bianca Gheorghe, elevă de la școala mea de muzică. Bună, Bianca! Bună ziua! Bianca e câștigătoare proaspătă a unui trofeu în Constanța, un trofeu la un festival prestigios. O să vorbim despre concursuri, despre muzică, despre cariera în domeniul ăsta, dacă e ușor să ajungi cântăreț, dacă e greu, dacă trebuie să apelăm la diverse artificii ca să avem un look mai fantastic, da? Și o să pornesc discuția chiar acum, aș începe chiar cu Corina. Corina, preia microfonul. Întâi, pentru că avem aici doi artiști și cu mine trei cântăcioși. Evident că se vorbește de o vreme că artiștii, da, oamenii de scenă, actorii, dansatorii trebuie să apeleze la un moment dat, vine momentul când trebuie să apeleze la câteva artificii ca să se mențină în formă, să rămână în vogă. Madonna, cred că are tot, da? Cred că din cap în picioare e tunată, ca așa se spune, asta e cuvântul. Normal că tu vei fi de acord cu această situație. A apelat vreun artist la tine, în afară de mine, sunt curios acum, te întreb. Îți răspund cu o altă întrebare. De ce să apeleze numai vedetele? De ce ar trebui să apeleze numai vedetele și nu și da, oamenii de rând? Eu când am venit la tine era coadă și nu erau vedete, erau numai fete necunoscute. Așa este. De fapt, întrebarea e așa. Lumea vrea să, din ce în ce mai multă lume vrea să devină frumoasă, vrea să se păstreze tânără. Ce spui tu despre treaba asta? În primul rând, avem o mare șansă cu aceste tratamente, pentru că vestul și radiațiile sunt mult mai puternice, condițiile de mediu sunt mult mai aspre față de anii anteriori și atunci suntem nevoiți, trebuie să ținem pas, nu, cu noile generații. De asta și soluțiile și tehnicile evoluează foarte mult, tratamentele durează foarte puțin ca și manoperă de realizare, practic, ca și manoperă realizată. Efectele țin din ce în ce mai mult și, practic, aspectele sunt din ce în ce mai naturale, pentru că aici trebuie să insistăm un picuț. La noi au fost înțelese oarecum greșite aceste tratamente și de asta unii sunt un pic reticenți în ceea ce privește injectările cu botox, acid hialuronic. Da, aici fac o mică paranteză. Există doctori care pot face greșeli și atunci clientul nu-și mai face în viața lui? Nu-mi dau seama dacă la botox, la injecțiile astea pot fi greșeli. Ca în orice meserie, greșeli pot exista. În schimb, manoperele sunt atât de clare, produsele sunt atât de bune, au evoluat atât de mult încât... Am văzut că ai adus dacă... tu azi două lucruri. Da, am venit cu noutăți, bineînțeles, da, da. Cum să nu? Tehnologia progresează și mă bucur. Evoluează în ceea ce privește aspectul pacientului, spuneam în primul rând, că trebuie să fie cât mai natural. Chiar dacă ne injectăm, nu trebuie să vadă pe fața noastră o schimbare majoră. Trebuie să se vadă fața mai proaspătă, mai odihnită, mai relaxată. Asta ar trebui să fie până la urmă. Uite, eu văzusem atunci când am venit în clinica ta, văzusem niște fătuci la intrare.
tare, stăteau la coadă și aveau niște trompete așa și mă gândeam, băi, vor să-și mai pună? Cât să-și mai pune vreodată? Că erau... Dar ele vreau buze mari. Există și probabil fete care exagerează. Se virusează, așa, știi, le place cu gura mai. Au fi avut buzițele așa și când le-au văzut așa, au zis, mamă, ce fain trebuie să fie. Te obișnuiești, uitându-te în oglindă și nu-ți mai dai seama, dar eu le mai sfătuiesc să se mai uite la pozele mai vechi, să-și mai întrebe rudele, prietenii. Să fie ceva firesc, cumva. Da, trebuie să ținem cont și de părerea altora. Noi ne vedem într-un fel, într-o oglindă, eu știu, la 30 de centimetri distanță și altfel ne văd cei din jur de la 1 metru, 2, 3 metri distanță. Este o cu totul altă perspectivă. De asta trebuie să ținem un pic cont și de părerea medicului și a familiei, să nu exagerăm niciodată, pentru că dăm în altceva, nu? Da, așa e. Șerban, tu ești de acord cu intervențiile astea chiar și la bărbați? Adică, înțeleg că asta e mai mult pentru femei, e adevărat, dar bărbații au început încet, încet să-și facă tot felul de intervenții. Uite, un implant de păr, eu mi-am făcut, toată țara știe. Mai faci o injecție, dacă e cazul, ajungi la un 50 de ani, poate nu vrei ridurile. Eu știu vedete din muzica populară, nu le dau numele că nu-i frumos, colegi de-ai mei. Și-au tăiat aici, cum se cheamă, da? Pungile sau, da? Și le-au întins pielea. Nu mai zic femei, toate femeile trecute de 60 de ani de showbiz, toate, ele zic că nu, dar eu mă întâlnesc cu ele și vorbim în privat și știu că toate și-au întins pielea, și-au tras, și-au făcut injecții de toate felurile. Tu ești de acord cu lucrurile astea? Bineînțeles, orice om care are business-ul de așa natură încât să... În legătură cu... Nu are nicio legătură cu artiștii. Orice om care are un business și se întâlnește cu multă lume, reprezintă ceva business-ul lui, că sunt cosmetice, că faci sport, că ai echipamente... că ai îmbrăcăminte, că ai... deci trebuie să arăți într-un fel. Da, deci vârsta spune cuvântul, chiar dacă faci sport la față, nu ai cum să te menții. Acum ajung la tine, tu ești antrenor de fitness. Cum întreține fitness-ul organismul, ca să știe cei de acasă? Da? Cum ne menține probabil mai tineri, da? Mai sănătoși, cu siguranță, dacă facem sport, suntem mai sănătoși. Tu de când faci sport? Eu am făcut performanță atletism din clasa a 6-a până în armată. În armată a fost ultimul concurs la care am participat, la Spartachiadă, se chema pe vremea. Erau niște întreceri între unitățile militare. M-am lăsat, deci, pe la 22 de ani și m-am reapucat de întreținere la 33. Acum în 50. Pauza aia de 10-11 ani, ce s-a întâmplat cu corpul tău? M-am transformat. De la 22 la 33, da? Da, aveam, când m-am lăsat de sport în armată, aveam 70 de kg și la 33 aveam 118. Deci 48 de kg numai de grăsime. Dar a fost perioada aia imediat după Revoluție, când au apărut dulciurile, sucurile, toate tâmpenile de pe lume. Televiziunea noaptea, care pentru mine era ceva deosebit și stăteam până la 5 dimineața, orice prostie ar fi fost la televizor cu pungile de dulciuri și cu sucuri. M-am lăsat și de performanță. În aceeași perioadă mi-am luat și mașină și am renunțat până și la mersul pe jos, care cam toți îl făceau până la Revoluție și era o mișcare extraordinară. Și am ajuns la 33 de ani să nu mai pot urca în regulă până la etajul 1 și din cauza aparatului cardiorespirator. Îți făceai cauza... analize, eșeau dereglate, eșeau prea mari? Nu, mi-am făcut niciodată analize și nici nu-mi fac, n-am încredere în ele, nu. Eu fac anual, vreau să știu că bravo, nu te luați după mine, nu vă luați după mine, dar nu vreau să-mi spună ceva. Eu îmi fac anual și am citit undeva și am văzut și reportaje, e bine să-ți faci. De două ori. Nu, e bine. Nu, eu sunt mai special. E bine să știi puțin despre tine, că mai descoperi ceva. Tu nu vrei să descoperi ceva? Eu nu vreau să descoper nimic, cunosc foarte bine organismul și chiar nu vreau să-mi spun ei că am altceva de care cât de cât am grijă de mine și... Oricum, sportul ne menține sănătoși cât mai mult. Și e obligatoriu. Dacă în special, la 80 de ani faci sport, în special după vârsta de 40 de ani, e indicat. E obligatoriu. Nu e indicat. E indicat e să faci toată viața, dar obligatoriu după 40 de ani pentru marea majoritatea femeilor. Dar aici care... o să întreb. O să vorbim mai încolo, dacă o să alegem între culturism și fitness, pentru că la culturism trebuie să tragi greutăți și să forțezi un pic organismul, la fitness e mai lejer și doar îl menții și îl păstrezi. Culturismul este doar pentru performanță, pentru un număr foarte mic de oameni. O să vorbim și de injectori, a trecut și vremea culturismului, deci nu mai e ce a fost în... Nu mai e? Nu, a prins în anii 70, când era Arnold, marele campion la profesioniști, a început, atunci s-au dezvoltat de mult sălile în lume, datorită culturismului, dar a trecut perioada. Acum, cât mai fit,
cât mai definit, cât mai aproape de natural, cam cum arată modelele. Bărbații mă referă. Ceea ce mi se pare în regulă cumva. Adică tot timpul tinde spre naturalețe ca și la operațiile. Sălile de culturism au murit ușor în ultimii ani, că au luat o amploare foarte mare după revoluție. Tu ai fost și juri la concursul de culturism, nu? Da. A, nu mai zic de performanță. Ce? Deci performanța e la pământ. Serios? Pentru că și-au dat seama toți că nu poți să faci performanță fără ce ai spus tu. Fără steroizi. Fără steroizi. Și realizând oamenii, au renunțat. Până și publicul a renunțat să vadă că realizează că nu poți să faci prin muncă, că sunt oameni care fac de 10, 20, 30 de ani sport și arată ok, dar în niciun caz ca aia. Și publicul nu mai vine pentru că, ți-am zis, a căzut foarte mult, nu mai e la modă, foarte exagerat, dimensiunile exagerate. Deci dacă punem culturism fitness, se duce spre fitness, nu? Nu, culturismul nu mai are nicio treabă. Ți-am zis, au rămas... Eu când am început să arbitrez acum vreo 12 ani, arbitram la câte o categorie, câte 28 de sportivi. Și acum ajung 3, 4, 5, deci îți dai seama unde au ajuns în 12 ani. Și e la nivel internațional, nu? Da. Iar numai să nu mai vorbim de culturismul pentru femei, culturismul profesionist, care nu știu cum de s-a inventat așa ceva. Chiar că e ciudat, văzusem o poză cu o culturistă. Și dacă nu mă uitam atent la figură, să-mi dau seama că e femeie, era prea masculinizată. Cred că și trăsăturile te se transformă dacă ești femeie și faci culturism. Nu de la efort. Nu neapărat la corp, cât nu mai zic sânii, că dacă se porta un pic, nici nu mai spune că e femeie. N-ai văzut, efort face și o jucătoare foarte mare de tenis, de câmp. Nu, dar trăsăturile se masculinizează, parcă avea așa niște reguli de bărbat. Din cauza steroizilor, hormonul de creștere și toate tâmpenile care se folosesc pentru a duce la limite, la a exagera. O să revin cu subiectul ăsta limite. Cu exagerările în domeniu, că e interesant. Dar vreau să vorbesc acum cu artiștii, cu Denisa, da? Tu ai 15 ani, Denisa. Da. Tu cânti de mică? Da, de la 8 ani. De la 8 ani? Ai avut un profesor, nu știu? Da, am făcut 3 ani la Școala Populară de Arte și Meserii, apoi de... Până în prezent, fac singură, acasă, sunt autodidact. Și eu elevilor mei le spun la fel, vă ajung 3 ani. Dacă în 3 ani ți-ai însușit toate noțiunile, poți să înveți singură o melodie, o stai pe ea o lună, o frămânți și ție se brici. Da? Eu cred că la tine deja te știu de atâta timp, nici nu-i cazul să-ți mai dea lecții cineva. S-ar putea să poți tu să înveți, nu te-a întrebat cineva, băi, cum faci aici? Sunt convins că sunt copii care te întreabă. M-au întrebat, cum îți iese floricica aia? Exact, cum... exact. Deci, și l-am explicat, da. Ia zi-mi tu, Denisa. Suntem în luna mărțișorilor. Ai primit mărțișoare? Foarte multe. Foarte multe. De la fete sau de la băieți? Și de la fete și de la băieți. Tu ai dăruit vreun mărțișor? Da, la toate colegele de la clasă, la toate prietenele, la și toate... Și la un băiat ai dăruit? Nu. Dar vezi, voi spuneți, nu, dar știi că în Moldova, eu sunt din Piatra Neamț, și acolo primesc și băieții mărțișoare. Știai? Uite, nu știam. Nu știai, uite, afli. Da? Deci la noi în Moldova și... Țara știe și vede și recunoaște, se primesc mărțișoare și la băieți. Deci n-ai dat niciunui băiat mărțișoare. Nu. Am înțeles. Și care băiat ți-a dat, nu, cel mai prețios mărțișor de la cine a fost? Păi mi-au dat foarte mulți colegi de la școală, nu pot să zic că a fost vreunul special, toate au fost speciale. Indiferent că au fost de la fete sau de la băieți, a contat gestul foarte mult și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dăruit și le doresc o primăvară frumoasă tuturor. Da. Bianca, tu? Hai să luăm microfonul de acolo. Ai primit mărțișoare? Da. Ai dăruit? Da, am dăruit foarte multe. Da? Băieți la voi sau nu? Nu se practică. Nu. Deci vezi ce înseamnă Constanța asta. Constanța nu-i Moldova. De la părinți ai primit ceva sau nu se primește vreun cadou de mărțișor? Habar n-am, tu îmi spui. Așa ce ai zis, mami, e 8 martie, pac, sau e 1 martie, sau e mărțișorul. Sau tu ai dat mami ceva, mami, te iubesc. Da, eu i-am dat mamei de 1 martie, i-am dăruit o brățară. Și acum de 8 martie am luat o ghiveci cu niște flori. Și eu am primit de la ea tot la fel o brățară. Da. Și cam atât. Cam atât. Tu mai ai frate? Nici nu mai știu. Da, am un frate. Un băiat, nu? Da. E băiat, e frate. Deci nu. Nici că ai un frate, un băiat. Vreau să zic că nu-i soră. Da, e frumos așa să știi că în familie își dau unii altor. Stau și mi-amintesc dacă eram copil și dacă primeam de la frații mei. Nu primeam. Noi suntem 4 frați și nu ne dădeam între noi mărțișoare. În familie cred că se poartă mai puțin. Până la urmă, ce vrei de la mine? Că suntem frați. Lasă-mă cu mărțișoarele. Cam așa ceva. Ei, o să înveselim puțin atmosfera, pentru că vorbim de mărțișoare. Eu propun ca Denisa să ne ofere un mărțișor muzical. Denisa Lucar. Chie, chie, la, e la de la ne. Chie, chie.
dealuri, peste văi duce vântul ora noastră. Ceatră plină de văpăi revărsată peste zări.
Am ascultat-o pe Denisa și acum revenim la discuția noastră interesantă despre mărțișoare, pentru că am rămas aici. Corina, tu ai primit, ai dat, cum e la voi cu mărțișoarele? Mai mult am dat mai zilele dat? Trecute. Da? Le-ai dat prin jecti mărțișoare din alea sau mărțișoare adevărate? Foarte interesant că am oferit și bărbaților, deci. Da? Ai oferit, nu? Mărțișoare pe fața noastră, în pe general. Fața noastră, da. Și când poftim mărțișor, au, au. Cum e cu a durerea la injecție? Mă întreabă unic, eu dacă mi-am făcut injecție aici, toți, păi da, te-a durut, că eu povestesc tuturor, ați văzut că nu mă feresc, dar nu doare, zic, ce să doară, măi, ca la pensat. E o pișcătură și durează și 5 minute, că tu îmi spuneai și la terapia Dracula, trebuie să faci totul repede ca să nu se coaguleze. Exact, sau ceva. Exact. Și atunci ce să doar în 5 minute, stai puțin cu ochii închiși și la revedere. Știi că mi-e încur lacrimi, mai țin minte cum stau eu și fac curbe așa și tu mă întrebi, da, doare? Din, din reflex, da, lacrimi, într-adevăr. Cred că e reflexul. Bine, orice pișcătură normal. La tine au fost și emoțiile, că majoritatea nu știi cum transferam pe mâini, îmi dădeai să strângi aia. Fotografi, videografi, normal că era presiune pe tine, așa că... Așa-i. Tu ai venit azi cu niște mărțișoare în domeniu. Am venit cu noutăți. Se schimbă, că... tehnologia se da, spuneam permanent. Că au evoluat și produsele, și tehnicile, și instrumentele. Ceea ce făceam acum câțiva ani cu 3, 6, 9, 12 mililitri, acum realizăm cu un sfert din produs, practic. Da? Adică sunt mai puternice substanțele, nu? Sistemul de predozare este mult mai bun. De exemplu, această seringă automată, care se numește Teosial Pen, este practic un stilou. Pen vine de la stilou. Are capacitatea de a injecta un flux continuu, în primul rând. Fluxul acesta continuu ne permite să dozăm noi cum trebuie produsul în anumite puncte cheie și, în al doilea rând, nu face presiune foarte mare pe țesuturi. Deci, confortul pacientului este foarte mult sporit. Nu ne interesează neapărat ca tratamentele să aibă un efect spectaculos, cât și confortul pacientului să fie maxim, pentru că aceste tratamente sunt temporare până la urmă și pacientul trebuie să revină la 9 luni, la un an de zile, în funcție de zona și de soluție injectată. Și atunci ne ajută foarte mult acest instrument, de exemplu. Penul nostru, și o să vă arăt aici cum arată în primul rând o seringă normală de acid hialuronic, da? Ea vine okay. cu acidul înăuntru, direct în seringă? Soluțiile vin... Nu, aici este chiar acid hialuronic. Da? Noi, în mod normal, practic, îl avem acidul noi, hialuronic da, în pielea în noastră. Piele, da. Practic, începând cu vârsta de 25 de ani, evoluția se oprește, producția se oprește și atunci noi, în fiecare an, mai mult consumăm decât producem. De aia, deci, din ridurile, fața pică... Da, practic, este ca un fel de burete sub piele, burete care absoarbe apă și se umflă. Noi îl injectăm în locuri în care avem fante, șanțuri, depresiuni și acest burete ne ridică nivelul pielii. Ceea ce face el pe măsură ce se degradează este doar să se spargă în molecule de apă. Deci ne hidratează pielea și atât. Este ca un cremă, ca un ser, așa să spun, pe scurt, aplicat profund. Da, rău da, da. Nu are cum să ne facă, pentru că asta este întrebarea principală a pacienților, dar ce se întâmplă după ce mi se duce efectul? Nu se întâmplă absolut nimic decât... Cât durează efectul? 6 luni? 9 luni? În funcție de anumiți producători, soluțiile poate să țină, eu știu, între 6 luni, un minim de 6 luni, 9 luni, un an de zile, chiar peste un an de zile. Aici vorbesc de prima injectare, pentru că pe măsură ce noi repetăm tratamentul, efectele țin din ce în ce mai mult. Asta este un mare avantaj. Da. O bază, practic, ni se păstrează tot timpul. Se dezvoltă colagenul, elastina noastră locală și atunci profităm un 10-15%, tot timpul ni se păstrează. Dacă vine un om, o bătrânică de 75-80 de ani, cu fața foarte ridată și își injectează, o ajută? Cam cât la sută, ca procentul ajută pe ea să o întinerească puțin așa? Stau și mă gândesc dacă mai are sens la 75 de ani să-ți mai faci injecții, zic și eu. Deci 75 de ani, cea mai în vârstă pacienta mea are 75 are? Sau 76. Dacă te face din întinereții de la 40, nu? Nu. Acum nu, dânsa a venit de... nu știu, 2-3 ani, ceva de genul acesta. Și înseamnă că îi place. O schimbă. Da, pentru că efect există la orice vârstă. Nu există așa ceva. Singura problemă este, bineînțeles, cea financiară, pentru că... Dar nu sunt scumpe. Nu sunt, dar cantitățile cresc în funcție de vârstă. Ah, sunt direct proporționale cu vârsta și atunci...
săridurile mai profunde, mai adâncite. Da, mai, da, da, dar în ultima perioadă chiar se practică la scară înaltă liftingul lichid. Se numește liquid lifting, se injectează acid hialuronic și botox în anumite puncte cheie ale feței și efectul per total este de față mai ridicată, mai odihnită, mai relaxată. Deci ceea ce putem obține printr-un lifting chirurgical cu o perioadă de o lună, poate chiar o perioadă mai lungă de vindecare, cu incizie, cu bisturiu, putem realiza fără perioadă de recuperare, pentru că, după cum ai văzut și tu, perioada este foarte scurtă, în câteva minute trec toate petele roșii, în cel mai rău caz, câteva mici vânătăi de dimensiunea unei alunițe sau, eu știu, o amprentă de deget, trec în 5, 7, maxim 10 zile. Cu un pic de corector, cu un pic de fond de ten, toate aceste semne pot fi acoperite. Da. Deci, liftingul lichid, din punctul meu de vedere, este o soluție mult mai naturală decât cea chirurgicală. În al doilea rând, efectul acelui hialuronic este de bioregenerare. Adică țesuturile noastre sunt mult mai hidratate, sunt mult mai sănătoase față de stadiul inițial de la care am plecat. Deci e o mare diferență între lifting chirurgical. Eu văd seringa asta și sunt foarte curios ce e asta, colorată așa, sunt ce-o fi? Hai să o montăm atunci. Ia să văd. Partea seringii este destul de micuță și la ea se atașează seringa. Aha. Seringa se demontează. Avem un teolink, o legătură între fiolă și seringă. Un adevărat, da, OZN. În 3 secunde fără microfon și în mână. Și ăsta și-a și merge de partea clientului și îl transformă radical. Și o să vă arăt. Deci are două feluri de fluxuri. Da, practic, are. Durerea este înlocuită de sunet. Pentru că fluxul acesta continuu. Are o baterie acolo? Da, are o baterie în capăt. Da? Și ce face concret? Uite, o să-ți arăt, are două feluri de fluxuri, are un flux sub formă de picătură, o picătură extrem de mică pe care mâna umană, cu ajutorul pistonului normal al seringii, nu poate imita. Am înțeles. Și atunci deci e un revenim... roboțel mic, așa-l văd. Exact, ca un robot. Da, da, ne ajută să profităm la maxim de o seringă, să spunem, de un mililitru. Pentru că ceea ce făceam înainte cu, ți-am spus, 6-12 mililitri în cadrul unui lifting lichid, acum putem face chiar cu un minim de 3 seringi. Uh-huh. Sunt anumite puncte cheie pe care le volumizăm și atunci, per total, fața pare mult, mult mai ridicată. Ce eficientizează oarecum... Exact, exact. Manca. E vorba și de confortul pacientului și de costurile tratamentului, pentru că... Are luminițe acolo, chestii. Până la urmă, da, fiecare fiolă se adaugă la costul final al tratamentului. Da, deci suntem mult mai eficienți. Bun, și văd că mai... Asta este prima jucărie, ok. A doua... Este un sistem care produce o ușoară vibrație. Da, se aude și sunetul, da, da, oricum. Da. De obicei o folosesc mai mult la injectările cu toxină botulinică. Ai văzut, botoxul ustură în momentul în care îl injectezi. Da. Durerea este mai scurtă decât o secundă, în schimb este un ușor disconfort. Și atunci, ca să ușurăm tratamentul, sistemul acesta de vibrație se aplică pe piele fix înainte de înțepătură. Creierul este stimulat, practic injectarea se produce în momentul în care creierul este stimulat de această vibrație și atunci percepția pacientului este ca un fel de atingere sau apăsare sau o jenă, dar o jenă destul de mică. Da, da, mai mică decât ar fi fost injectarea. Exact, acum. Exact. Cred că singura frică a pacienților este injecția. Mă gândesc la dentist. De ac, la dentist la fel. Nu te duci de frica durerii. Da. Că dacă n-ar fi durere, ar veni abia așa. Hai să mă duc. Exact, nu? Exact. Cea mai mare problemă. Da, și atunci, da, uite, normal că tehnologia avansează. Noi. Cum să excelent. Nu? Da, da. Ce să zic, bravo. Păcat că încă nu se folosește la scară largă. În Constanța suntem singurul loc în care tu ți l-ai găsim de afară acest... De undeva, nu? Bănuiesc. Colegii mei nu l-au apreciat la adevărata valoare încă, dar sunt sigură că în România vor apărea mult mai multe. Da, și eu sunt convins. Da. Șerban, trebuie să preiei legătura. Vreau să te întreb despre... spuneai tu de culturismul pentru femei, pentru bărbați. Eu nu vreau să vorbim de culturism, vreau să vorbesc de fitness. Vreau să-mi spui care balanța cum înclină. Băieți, fete, cine face mai mult fitness? Te referi în general? În general. Cine înclină să facă mai mult fitness? Cine are nevoie de fitness? Cred cine că... vine la tine la sală, de exemplu?
La mine la sală sunt cam 95% femei. Femei. Dar... De ce? Vor să slăbească mai mult? Bănuiesc că asta e prima dată. La mine e ceva mai deosebit. Bine, tu ai altfel, cum se numește la voi denumirea, nu denumirea firmei, ci stimulare electro, nu știu cum îi zice. Nu, aia e o ramură. Aia e o ramură. Noi avem niște aparate, sunt singurile deocamdată din Constanța și foarte puține în țară. Când lucrezi cumva cu corpul tău, nu? Da, sunt niște aparate de cardio, de la o firmă care lucrează numai aparate de cardio speciale pentru recuperarea articulațiilor. Da. De asta și marea majoritate sunt femei peste 40 de ani care nu au făcut niciodată sport. Aha. Și au probleme de genunchi, de coloană și n-ar putea să facă un sport, orice sport, în afară de mers, chiar n-ar putea să facă altceva. Chiar nici sub supravegherea unui deci antrenor. Deci nu le poți pune pe bandă, nu le poți pune să ridice? Pe bandă, nu poți să... Ceva simpluț? Cred că doar într-o sală normală ar putea să facă doar bicicletă. Dar scopul lor principal e slăbitul. Tu zici 95% femei, da? Sau... Mă bucur că au început, cred că am undeva nu zice un niciuna, procent. Nu vreau să arăt ba, bombă, să-mi fac pătrățele. Nu, un procent de vreo 25% au început oamenii să vină pentru sănătate. Sănătate, da? Să încerce, că au realizat că se pot recupera și că dând kilogramele multe puse în plus de-a lungul vieții, își ușurează problemele de articulații. Da. Tonifierea, pentru că sunt persoane care am, de exemplu, la 55 de ani, care nu au făcut niciodată sport, datorită muncii de birou, au venit cu o postură a corpului foarte nenormală, da. Și după câteva luni, din cauza tonifierii musculaturii, au început să arate cum trebuie și bine se simt cum trebuie, asta e cel mai important. Păi cred că în final sănătatea are prioritate aici, că asta toți îi fac important. Ca să slăbească, da. Să facă și devin da. Cine vine pentru sănătate și e conștient se ține. Am persoane care de aproape 2 ani de când am deschis sunt acolo în permanență. Cine vine pentru câteva chile urgent că vrea să ajoarte la un eveniment, nu știu cum, să încape nu știu ce rochie, sau că vine vara și în 2 luni vrea să ajungă pe plajă să arate bine. Să se simtă bine, nu prea se țin. Fac o lună, două, trei luni iar mai pun ceva pe ele, iar mai vin. Dar cei, într-adevăr, care vin pentru sănătate realizează foarte repede ce înseamnă să facă mișcare, să-și dea drumul la articulații, să scadă câteva kilograme, să tonifieze musculatura. Vreau să-mi spui un pic despre ramura asta electrostimulare, așa îi zice corect, da? Că e interesant, da, deci... e ceva nou. Eu am fost la tine și nu, cum să zic, nu-mi dau seama cât e de... veche, nu știu dacă are 10 ani în lume, cred că are, nu știu. Da, cam așa, da? Cam așa a apărut prima dată în Germania. Ani, habar n-am, cam de acum, la noi, de vreo 3 ani a apărut. Da, de vreo 3 ani și eu nu știam de ea, am venit și am testat și mi s-a părut fenomenal. Știi de ce? Asta. Uite, românul fuge de tot ce e nou. Da, nu cunoaște, că nu cunoaște. Deci, da. Cum sunt la mine aparatele, așa sunt și aparatele astea. Eu și afară, vreau să zic că n-am turnee și îmi zice, ce mâncați? În Malta, să zic. Și eu zic, ce aveți voi? Să nu cunosc. Nou, nu. Vreau nou. Zic, dați-mi de al vostru specific să testez ceva nou. Păi mie îmi place să testez. Asta e. Așa și aici, când mi-ai pus alea pe mine și toate schemele alea, zic, ce e asta, frate, cosmonaut? Adică mi-a plăcut ideea de... Na. De eu ceva am nou. Luat, sincer, eu am luat electrostimularea doar că era cunoscută deja de oameni. Și începuse lumea să fie, da. Da. Dar toată lumea apreciază în special ce se face în partea asta, partea cu circuitele, naturală, cu aparatele cardio speciale pentru articulații, cu aparatul pe vibrații. Dar lumea, cunoscând, auzind de vibrație, de electrostimulare, vine curioasă să vadă ce e și cu ocazia asta vede și antrenamentul celălalt, dar în timp renunță la electrostimulare și rămân doar pe circuitele pe natural, care le facem noi. Da. Ce chestie, interesant. Ajută extraordinar de mult pe cei care au probleme de recuperare după anumite să operații. Știi că eu aveam atunci la coloană, da? Și după ce am făcut alea acasă așa, se reglează și durerile, da? În special durerile. Da, deci pentru cei care nu pot să facă un sport ca lumea, cum alergări, de exemplu, cât de frumos e să alergi pe malul mării. Sunt foarte mulți care nu mai au posibilitatea asta datorită sănătății. Și 20 de minute faci cât arții într-o oră jumate. Da, astea sunt marele avantaje care le-am gândit când am deschis la mine. În primul rând este foarte intim. Foarte multe persoane care vin au anumite
joburi și chiar nu-și permit să intre într-o sală aglomerată cu tot felul de fețe, unde știu te întâlnești... Știu că la voi e cu antrenor personal, nu? Sau mai funcționează? Nu mai cu antrenor personal. Deci tu stai cu antrenorul tău separat, da? Și să explică fiecare mișcare în parte. Păi deci nu s-ar putea face altfel, pentru că ți-am zis, marea majoritate oamenilor au probleme. Deci au venit pentru sănătate. Chiar nu ai putea să-i lași singuri. Ei, dacă s-ar duce într-o sală normală, și-ar face mult mai rău. Aha. Chiar și-ar face mai rău. Dacă nu, chiar asta e marele avantaj. Ți-am zis, intimitatea, durata scurtă a antrenamentului. Cred că asta e și tendința, chiar și internațional, nu? Cu antrenor personal. Cred că e o tendință. Da, pentru că sunt oameni care fac de un an, 2, 3 și au ajuns la un anumit nivel și au stagnat. Și stagnez, de obicei, în primele 3, 4, 5, 6 luni se vede un efect mai mare, după aia stagnez. Iar au realizat că, într-adevăr, costă mai mult, sunt munciți mai mult, dar chiar în primul rând se protejează. Bine, și aici sunt oameni și oameni. Poți să dai peste antrenorii care mai rău îți fac. Da. Am văzut în Constanța o groază de tineri antrenori cu trei weekenduri de cursuri. Da, da. Și cu diplome internaționale, cum au apărut acum zeci de firme. Și în momentul când intră omul de 45 de ani cu vreo 40-50 de kg în plus decât ar trebui, îl pune să alerge din prima pe bandă, omul ăla în 3 luni de zile se duce cu articulațiile direct la Pekergel. O să revenim la discuții și o să-mi spui mai târziu. Vreau să știi lumea despre substanțele astea, cu hormoni, steroizi, da? Ce-i cu ele? Și să-mi spui dacă există un record, dar nu acum, dacă există un record de slăbit la tine, bă, ăsta a slăbit 30 kg sau 50 sau poate, sau, da? Un record, poate trebuie să discutăm, da? Că la mine nu e vorba de slăbit, e vorba de centimetri. Toată lumea e cu kilograme, eu nu mă uit, e ultima măsurătoare care le avem, ci la centimetri. La interesant. Mine recordurile mai sunt pe centimetri. Mai târziu vreau ca să îi ținem pe telespectatori. Denisa, vreau să te întreb acum pe tine. Tu ai fost la multe concursuri. Viața asta pe scenă ți se pare ușoară? Ți se pare grea? Viața de artist, cum o privești tu la 15 ani? Viața de artist e și ușoară, e și grea. Adică, de exemplu, ai invidii, colegii la școală cum te privesc, prietenii vechi, mai sunt și acum, ai alții noi, ai alții vechi care te urăsc. Am și prieteni noi și prieteni vechi și peste tot există invidia, nu există... Ți-a scris vreodată vreun cineva coment de la Ibanat să zică, nu-mi place de tine? Cum primesc eu, că eu trebuie să fiu cinstit, mai sunt și eu, ho și ghiot. Îți dai seama că fiecare... Eu la discuții, care fiecare, zic eu, ho, am banat și am scăpat de el. Fiecare artist primește comentarii mai urâte, mai frumoase și... Cum eu, procedezi când vezi undeva? Te apuci de plâns? Îi spui, mami, nu. Eu nu am nicio problemă cu asta. Cred că ar trebui să fie și niște părți negative ca să ne stimuleze pe noi ca artiști. Să știi că da. Și... Ca să vă obișnuiască și obizul e crunt. Trebuie da, și eu o privesc asta ca pe o parte pozitivă în cariera mea, nu plâng că am primit o jignire sau ceva pe Facebook, un mesaj negativ, nu, eu o privesc ca pe un pas înainte. Un pas înainte. Da. Tu ai mers mult la concursuri, mai mergi la concursuri? Nu știu încă. Acum nu mai merg. Ai fost mult, cred că ai fost la o grămadă de festivaluri. Da, la foarte multe. Am mai multe spectacole la care voi participa luna martie. Chiar o am plină și da, la festivalul nu mai merg pentru că știu ce este în spatele festivalelor. Deci și eu te-am găsit la un festival, ți-am dat premiul Mihai Tristariu, trebuie să cântăm în duet, apropo. Da. I-am promis că o să cântăm pentru că ea are o voce colosală. Uite, a fost acum Eurovisionul, da? Chiar sunt curios. Vrei vreodată să ajungi la Eurovision? Cu siguranță. Da, eu zic că trebuie să fii da. Un cel. Concursuri, hai, poate nu, dar un Eurovision, da. La concursurile astea mari de talent, nu le mai dăm numele. Unde sunt tineri talentați? Te-ai duce? Ai fost? Vrei să mergi? Da, voi vrea să merg, la un concurs de pe cel mai mare, de cea mai mare televiziune, la da. Care se uită toată lumea. Cred că știți despre ce vorba. Și aștept să împlinesc vârsta, încă nu am 16 ani. Da. Și o să merg la preselecții. Da, o să încerci. Eu da. Zic că acolo trebuie. La astea trebuie să mergi și la Eurovision. Și poate da. Internațional, că sunt și concursuri internaționale foarte bune, care pot fi o rampă de lansare. Vrei, visezi să ajungi pe lângă Rihanna și cu Lady Gaga? Și cu... Da, cine nu-și dorește să cânte. Da? Da, și să ajungă ca și Rihanna, ca și Lady Eu zic Gaga. Că asta trebuie să fie țelul vostru. Da. Bravo. Bianca, tu ai fost la vreo 20-30 concursuri, cred că ai, nu? Da. Da? Da, premii ai luat tot timpul, că eu da. Știu. Cum ți se pare ție viața asta de artist? E grea, e frumoasă, îți vine să renunți oricând, te enervează că nu e în premiu, colegii te invidiază, te urăsc, te iubesc mai mult, cum e?
Păi, nu mă supăr dacă nu iau vreun trofeu sau vreun premiu mai mare pentru... Super, da, atunci, da, mă încurajez mai mult să încerc și... Uite, eu am luat premiul 2, la premiul 2, locul 2 la Eurovision și abia aștept să revin la anul, mă cred, abia aștept că știu că la anul câștig, așa zic. Anul trecut am luat locul 5 cu Paradisul, acum am luat locul 2, aproape de a câștiga. Exact ca un campion în sport. Dar eu sunt un campion, tot timpul am zis că sunt un luptător și așa am fost și cu Tornero. Eu am fost 6 ani la rând până am luat cu Tornero. Așa e la Eurovision, trebuie să mergi, frate, până nimerești bomba aia de piesă. Înseamnă că n-a fost cea mai cea piesă, atâta consider. Nu înseamnă că vocea mea n-a fost la înălțime sau prestația mea. Deci trebuie să încerci până câștigi. Asta vă recomand vouă așa. Chiar și vouă, nu sunteți, nu știu, la voi există competiții la tine, dar aici nu îmi dau seama dacă ar Bianca revin. Îți place scena? Cum te simți tu când urci pe scenă? Da, îmi place foarte mult și mă simt foarte abia bine. Abia aștept să intri? Da. Mie spuneau la Eurovision backing-ul vocal. Am zis, băi, eu am emoții. Eu am bârsta pe care o am și eu încă tremur. Și îmi spunea o fată, că fii atent cum facem noi la operă. Îmi spui, abia aștept să intru pe scenă. Acum, abia aștept să cânt. Și eu care tremuram tot, dar făceam în oglindă în baie. Abia aștept să cânt, abia aștept. Dar adevărul e că am cântat bine, ca niciodată. Mi-am băgat în cap că autosugestia e foarte bună și am zis, abia aștept să cânt. Și i-am dobărât pe toți. Toți juriul a zis, ai cântat perfect. Colegi de breaz l-au postat. Mihai, impecabil. Și a rămas mască, iar mă laud. Bianca, deci abia aștept să cânt, da? Da. E frumoasă viața asta. Ai luat acum un premiu, un trofeu important, da? Da. La Constanța, nu știu cum se chema, Mărțișor sau nu știu cum se chema festivalul. Ceva cu Dragobete. Da. N-are importanță era de numire, ceva da. Cu... Și ai luat trofeul pe categoria internațională. Muzică internațională. Muzică internațională. Ce ai cântat acolo? Just Walk Away. Just Walk Away, la îndrumarea mea, cred că. Eu am zis să o cânti pe asta, deși ai o grămadă de piese în repertoriu. Tu ai devenit din ce în ce mai bun și eu mă bucur enorm că ai ambiția asta. Trebuie să ai și în tine datele de câștigător. Sunt copii care vin la școala mea sau la orice școală și vin și la un moment dat se desumflă după câteva luni. Se duc la un festival, iau premiul 3 sau mențiune și gata. Nu, tocmai aici e reușită. Trebuie să mergi până nu mai poți. Da? Tu ai 2 ani de canto, parcă, da? În nu știu, mai făcut iunie fac 2. În iunie faci 2. Da. Se și cunoaște și eu chiar te felicit și ți-am zis și la școală că progresul e uriaș. Ai un progres uriaș și iată că trofeele încep să curgă. Da? Da. După un an, doi vin, toți vor din prima, nu știu cum vor, toți după 3 luni vor să ia da, după premiul ce întâi. Am făcut un an de cant, am început să iau primul trofeu, după al doilea, al treilea. Și ai văzut? Ele curg ca pe bandă. Da. Pentru că am vorbit de muzică, de scenă, de trofee, te rog să ne cânti, să ne arăți că ești Bianca Gheorghe. Talking with your silence, nothing up a storm inside my head. Nothing, I just stand for nothing, so I feel for everything you spare. Hear the rumble, hear my voice. Nothing, I just stand for nothing, so I feel for everything you spare. Do my eyes hurt? Do what is so bad? Do my eyes been gonna get out to the rain? I know that I'm over you, unless I know what I should do. Trouble, baby, I'm in trouble. See anyone can feel no with some noise. Save me, oh, I'm gonna save me from I came from everything you spell. Hear the rumble, hear my voice. I do my eyes up. I do what I saw. Do
ce sfântă lege te-a plăsmuit așa. Cui să-i mulțumesc că am norocul să fii tu mama mea? Zâmbești și, Doamne, cât îmi placi. Stai lângă mine, mamă, și spune-mi ce mai faci. Zâmbești și, Doamne, cât îmi placi. Stai lângă mine, mamă, și spune-mi ce mai faci. E singurul loc ce din iubire mi-ar fi iertat orice. Vreau m-ai învățat credința oarbă în vis și dragoste. Și când cu viața nu mă-mpac, stai lângă mine, mamă, și spune-mi ce să fac. Ce să fac? E singurul loc ce din iubire mi-ar fi iertat orice. Tu m-ai învățat credința oarbă în vis și dragoste. Și când cu viața nu mă-mpac, stai lângă mine, mamă, și spune ce să fac. Te rog, tu nu mă părăsi. Stai lângă mine, mamă, și veșnică să-mi fii. Să-mi fii. Și peste mine și peste viața ta, tu, măicuța mea, să fii cu minte, să nu pățești ceva. Te rog, tu nu mă părăsi. Stai lângă mine, mamă, și veșnică să fii. Te rog, tu nu mă părăsi. Stai lângă mine, mamă, și veșnică să-mi fii. Revenim la discuția noastră și o să o iau din nou pe Corina la Purecat și o să te întreb, Corina, tu faci injectări cu acid hialuronic, cu botox, da? Terapia Dracula și alte terapii, nu mai știu exact ce faci. Care e preferata ta dintre toate astea? Care sună cel mai interesant? Așa, Dracula? Mai... Aia e preferata? Da, Dracula, cred că oamenii, mamă, mă fac Dracula. Eu mi-am făcut terapia Dracula la tine, da? Îți iei din sângele propriu, treci prin recipientul ăla, nu? Exact, se recoltează o eprubetă de sânge, se centrifugează, se separă elementele pozitive de cele negative. Ce sunt negative? Tot ce, adică pozitive și negative, din sângele factorii meu. Factorii noștri de creștere. Aha. Practic, cele care se dezvoltă în ce ne trebuie nou, în colagen, în elastină, în acid hialuronic, se formează ca o piele nouă de bebeluș. Din această cauză este și terapia mea preferată, pentru că utilizăm sângele nostru. Dacă prin absurd, dar eu zic o tâmpenie, dacă utilizezi sângele altuia, ce riști să pățești? N-ai cum.
E ca o infecție, ca o microbă. N-ai cum să faci așa. Cred că se respinge corpul, faci numai bubea de o zi. Nu mă întreb, chiar mă fac în urmă. Atunci chiar drăguie. O dată și alta e problemă. Să iei palul cerban. N-ai cum așa ceva. Se recoltează și... Pe loc se recoltează. Da, dar trebuie injectat imediat în 2 minute maxim, pentru că nu mai este eficient plasma. Nu, dar știi ce am făcut paranteza? Că citeam că nu știu care, regina, nu știu care, făcea baie în sânge și nu era sângele ei. Era sânge de la criminal aia, nu știu. A, dar nu le băga în interior, omora era în exterior. De 20 de ani, da, Virginia eventual, și le recolta sângele și făcea baie în cadă și erau poze cu ea. Acum e macabru ce spun, dar e în istorie, nu știu cine, am uitat denumirea. Eu știam în lapte, dar în sânge. Era și în sânge, nu știu care vrea să mențină tânără la 60 de ani și omora săracele fete, da? Și apropo de alt sânge, și intra alt sânge prin corp, dar nu cred că doar dacă e pe din afară nu-ți afectează. Continuăm. Mă iertați tu, da? Dacă vorbim de Dracula. De la Dracula ți-au venit idei, nu? De la Dracula, da. Așa, deci terapia Dracula îți place cel mai. E cea mai naturală, nu există reacții adverse, nu există contraindicații majore decât, mă rog, bolile autoimune sau, eu știu, tulburările de coagulare. Deci foarte, oricum, foarte mici limitările. Oricum, omul când vine, am văzut că își completează un formular în care zici absolut, dacă ai toată afecțiuni, lumea, în orice cabinet medical, orice fel de consultație ai face, este bine să completezi o fișă de sănătate. Colegiul medicilor ne recomandă să... de unde pornești. Absolut, absolut. Uh-huh. În primul rând că există pacienți cu diverse alergii sau afecțiuni care, într-adevăr, ne interzic. Și, cum spuneam, un exemplu este tulburarea de coagulare. Adică sângele nu se coagulează cum trebuie. Nu ai cum să faci intervenția acelor pacienți. Sau deci iau... rămân fără nicio chestie. N-ai cum. Da. În mare trebuie să punem sănătatea pacientului în primul rând. Estetica ar trebui să fie ultima noastră problemă, nu? Dar de fapt e cea mai arzătoare. Așa. Dintre acid hialuronic și botox, care e mai bun, care e mai periculos, care e mai riscant? Care nu există efecte? Așa ceva. Deci nu am cum să pentru aleg. Eu cred că acidul hialuronic îl avem în corp, botoxul nu-l avem în corp, da? E artificial. Este o toxină inactivată. De unde luăm botox? Tot dintr-un animal ceva? Bacterie. Dintr-o bacterie. Dar nu știam exact. Da. Știe. Se recoltează efectiv, nu? Se crezi bacterii? Da, bineînțeles că se face în laborator, dar procedura chiar este foarte complexă. Chiar am fost anii trecuți în vizită la fabrica Botox și acolo am văzut niște lucruri de neimaginat, știi? Ceva de genul NASA. Fabrică, serios? Da. Bine, e o industrie în toată lumea. E vorba, că... da. Dar ce este important e că nu este toxică. De exemplu, ceea ce se folosește pe fața noastră este o doză minoră, se folosește în doze mult mai mari pentru transpirație excesivă, pentru axilă, palme, chiar plante. Chiar vreau să întreb asta, nu-i domeniul tău neapărat, dar eu citisem că noi, eu transpir sub braț la cămăși. Mă nebunești. Și mă tot gândeam, faceți și voi, nu? Cum să nu? Și mă gândeam, oare ar fi bine să-mi fac botox sub braț? Oricum, are efect 6 luni, tot așa, nu? Da, dar efectul este temporar, la fel ca și tratamentele estetice. Putea afecta, cum ar putea afecta? Nu are efecte negative și în plus este un tratament temporar. Deci, dacă ceva te deranjează, dar nu există așa ceva, în principal se face pacienților care dar au probleme majore. Dar blochează glandele să mai transpire, să mai... Exact, exact. La fel cum face și pe față, relaxează musculatura. Practic, modul de acțiune este același. Spun, mi-am făcut cu laser vreo 3-4 ședințe de epilare definitiv, crezând că dar n-are legătură părul de sub braț cu glandele. Și tot transpira, zis, stai mă că nu e asta, ce am trebuit la cap. Deci mi-am scos degeaba, dar oricum s-au înjumătățit, ceea ce e ok, m-am oprit, nu mai fac, dar acum am foarte puțin păr sub braț, dar tot transpir, deci trebuie să vin la... Te aștept. Botox sub braț. Vin, vezi, asta n-ai încercat. Dacă zici că nu dăunează și nu afectează nimic. Deci chiar nu are reacție. Cât e? 6 luni? Tot așa, cam 6 luni. 4, maxim 6 luni. Știu că se face și la tălpi, sau nu știu unde am citit eu, nu? Da, pe palme, pe plante, da, zonele în care se poate face în orice zonă. La mine, la concerte, mă enervează, la emisiuni, mă duc cu balta sub mine, știi? Îmi zicea unii să-mi dau cu nu știu ce pudră, nu știu de care, sau să-mi pun un bandaj, dar e ridicol, știi? Vrei să te îmbraci frumos la așa și trebuie să-ți pui bandajul sau... Deci mai bine apelez la tot. Botoxul este soluția cea mai elegantă, toxină. Pe față precum cotabife. Știți că el e fluiască și mai sunt vreo doi. Eu n-am probleme, dar aici cred că toți transpirăm.
Deci spuneai dintre acid hialuronic și botox, spuneai că nu se poate face diferență între eu am văzut că una se pune aici și una aici, nu? Aici da, ceva au indicații aici, diferite, zone diferite, efecte complet diferite. Toxina botulinică relaxează musculatura și de obicei se face în partea superioară, zona dintre sprâncene, zona de frunte, laba de gâscă, mă rog, mai sunt și alte zone. Dar în principal partea superioară nu o poți trata, nu o poți înlocui ca și tratament cu altceva. Dar știi ce îmi place mie cel mai mult la injecțiile astea, că le spun tuturor? Eu mi-am făcut de vreo 3 ori parcă sau așa și o să-mi fac mereu, că nu mă deranjează și o spun și public, sunt persoană publică și vreau să arăt bine. Și când îmi fac injecțiile, la vreo săptămână, mi se ridică așa ochii puțin, puc, și mă uit în ochi și zic, băi, ce luminozită și da, se ridică sprâncenele. Mi s-au ridicat ochii. Uite, așa se ridică puțin după injecții, dacă îți paralizează mușchii, practic, nu? Relaxează asta musculatura. Faci. Și atunci tu ești, nu mai poți să faci așa cum fac acum. Eu într-o lună trebuie să ajung din nou la tine, deci nu mai pot face așa. Dar îmi place că mi se ridică așa puțin ochii și zici că sunt copil, îmi dă fața aia. Deci tu ai zis, băi, tu ai 27, zic, exact atâta. Eu pe tot timp, am trecut de mult de 3 ori. Aspectul e foarte natural, într-adevăr, și asta ne interesează până la urmă, să părem mai odihniți. Câștigăm 5-7 ani pe fața noastră, nimic mai mult. Nu vrem modificări majore, pentru că înainte se purtau tratamentele cu un efect foarte rigid. Uite, o văzusem pe Cher, cântăreața, care cred că are un 70 de ani. Da. Am văzut-o la premiile, nu știu, Oscar sau ceva. Uite, așa era. Deci era și mergea așa ca la robotăr. Zic, nici așa, frate, parcă totuși e exagerat. Bine, probabil la o vârstă, cred că după atâtea intervenții și cred că ea și-a și tăiat, nu numai injectat. Și totuși arată bine față arată de alte foarte vedete. Bine, dar nu că arăta perfect, dar pentru poză. Că dacă o iei pe video, era nemișcată. Cred că așa vorbea. Nici roboțel așa, parcă. Dar la vedete merge, că toată lumea știe că sunt operate, că sunt injectate, deci nu le zici nimic. Dar persoanele simple, că vorbeam și de ele, că apelează mai mult persoane simple. Tu cred că nu absolut, știu câte vedete absolut, au fost la tine. Absolut, vedete. Dar persoanele care, uite, cum zicea Șerban, au nevoie să arate bine, să fie, cum să zic, să dea prestanță chiar și unui dialog. Te întâlnești cu cineva, trebuie să ai prezența aia frumoasă. Atunci vrei să arăți într-un fel. Este conceptul ăsta greșit, precum că dacă la un moment dat te oprești din tratamente, ți se întâmplă ceva. Nu există așa ceva. Numai cine nu și-a făcut și nu a încercat aceste tratamente poate să spună aceste lucruri. În primul rând că și medicul este o imagine pentru aceste injectări. Deci, în primul rând, noi arătam foarte rău dacă produceau efecte adverse la modul chiar acesta. Vreau să întreb, bărbații au început și ei să apeleze la asta, da? Au început sunt și sunt convins că femeile dețin supremația. Absolut, dar absolut. Sunt și bărbați care vin să-și facă. Da, da. Ce-și fac înainte bărbații? Aveam mai mulți pacienți străini, acum au început și românii. După au prins curaj, nu? Ieri am zis eu pe TV, de aia vin și băieții. Ieri am avut chiar o doamnă care i-a făcut soțului cadou acest tratament cadou? Cu botox. Da, a fost foarte drăguț. Că bărbat un botox de la mine ca să fii și tu. Înseamnă că ea și-l vrea tinerel la pachet. Da. Păi doamna este pacientă mai veche și... Și el a acceptat, da? A acceptat pentru că a văzut diferențele. Câți ani avea el sau n-ai voie să Nu. Dar nu contează că n-ai dat nume. Vârsta oricum. Undeva avea la 35-40. Cam de pe aici începe oamenii să-și facă? Nu e o vârstă standard, pentru că am și fete de 25 de ani bine, care încep să-și facă. Nu neapărat. Păi, pentru la că 20 de ani? Ridurile sunt de expresie, nu sunt de vârstă neapărat. Uh-huh. Și pachetul genetic contează foarte mult. În al doilea rând, stilul de viață. Și aici revenim la sport, la dietă, la somn, la 8 ore de somn în timpul nopții. Sunt foarte importante. Domeniile noastre, de exemplu, se completează foarte frumos. De asta și sfătuim pacientele cu cât evită factorii nocivi de genul fumat, ultraviolete, însemnând soare sau chiar solar, pentru că știm cu toții că se abuzează, lipsa de sport, o dietă necorespunzătoare, toți acești factori nocivi nu fac altceva decât să ne metabolizeze tot ce avem noi mai bun. Da? Și atunci dispare acidul hialuronic, ne ridăm mult mai repede, părem mult mai încercănați, fața pare căzută. Deci sunt fete de 25 de ani, care arată de 40 de ani. Calitatea pielii este diferită. Deci dacă fumezi 2-3 pachete de țigări pe zi sau chiar unul, că na, totuși este foarte mult, nu ai cum să mai arăți ca o fată normală de 25 de ani și atunci trebuie să faci ceva încât să compensezi. Terapia Dracula de asta îmi place, pentru că merge la orice vârstă,
are efect 100%. Nu are cum plasma noastră să nu fie eficientă. Merge chiar și pe creșterea părului, retexturarea pielii, pe cicatrici post-acne, adică putem retextura pielea fără să modificăm volumetric. Nu e nevoie să ne facem niște buze foarte mari încât să părem mai atrăgătoare, nu? Așa. Câteodată o piele strălucitoare, o piele foarte hidratată contează foarte mult. Dar vezi tu, în România s-a mers pe tratamentele mai evidente. Cu cât mai evident, cu atât mai... Faza inițială, o să înțeleagă rupul. Da, absolut, de asta venim și cu tehnici noi, îmbunătățim aspectul. Eu zic aspectul că în 10-20 de ani o să fie totul brici. Da, da. Șerban, promisesem discuția asta cu centimetri, cu kilograme și vreau să vorbim neapărat și despre steroizi, așa pe scurt, și despre hormoni. Deci, dacă ești de acord cu asta sau dacă nu ești, începem cu asta. Băieții au tendința la sală să-și injecteze, să... bine, prafurile, pudrele, nu poate neapărat să fii, nu ai cum să fii de acord cu steroizii în nicio formă, pentru că, nu știu, dacă ai rolul vieții tale, ești actor și arăți așa și vrei în 6 luni să ajungi să joci în Spartacus sau în nu știu ce film. Acolo, hai să zicem. Așa, poate. Dar în rest dacă să faci, faci, nu știu, poate ani... ești bodyguardul nu știu care vedete sau nu știu care politician. Firmă, da? Chiar ai nevoie să te să fii, să te ții acolo cu, cu chestia asta. E jobul tău, e viața ta, da, dar atunci, altfel da. Chiar nu merită să faci doar ca să arăți. E ceva... Eu tot citeam de efecte adverse, de care sunt chiar catastrofale, citeam. Adică efectele adverse sunt la pentru steroizi. Că nu ți mai produce nimic organismul. Primind în plus foarte mult de afară, nu mai produci, nu mai produci nimic. Și ajungi la un moment dat când nu mai faci. Deci persoanele care folosesc de foarte mulți ani, medicul le spune, ori mergi toată viața, ori dacă te lași, te iau terminat toate bolile din urmă. Toate. Serios? Deci n-ai cum să fii, că nu ai de ce. E ceva, faci 3 luni să arăți vara bine, iar ai văzut, desfânt, sunt da. Și în Constanța o groază de persoane. Care uite așa, bureții, da. Da, da, da. Deci deodată îi vezi cu 30 de kg în plus de mușchi și arată bine, deodată îi vezi cu 30 de kg. Deci n-ai cum extremele astea să fie ceva și bun pentru organism. Bine. Cu hormonii cum e? Eu citeam odată de Madonna că își injectează hormoni, se pare mai tânără și mai fitness da. Așa, mai uite, tonifiată. Deci testosteronul e tot un steroid. Dar afară peste 40 de ani, cam orice bărbat face o cură de testosteron. Pentru că scade până la vârsta aia, începe să deci scadă până pe la jumate. E foarte bun, dar sub indicația unui medic, sub niște analize făcute, sunt clinici, afară nu-și fac așa, cancer. Hai să-și facă prietenul la sală, fă-mi și tu o injecție, că am, da. Cred cu că mai trebuie niște testosteron. Tot. Deci chiar trebuie, afară, și hormonul de creștere la fel, deci e singurul care, dar tot cu analize, e mai periculos, cel mai periculos. Eu am citit de hormonul ăsta că dacă avei din întâmplare celule cancerigene, ți le toți avem, și toți avem. Da, în nu, stare... în sensul că ți le măresc și atunci riscul să dai într-un cancer. Sau chiar ți le declanșează. Le declanșează. Da, deci da, aici da, e riscul. Doctor ar putea spune dacă nu, nu? Da, deci hormonul de creștere, uite, îl folosea până și Iliescu. Serios? Ion Iliescu? Da. Deci e singura modalitate de a te menține tânăr. Dar numai și numai îți dai seama că oamenii care fac așa ceva își fac sub control ar trebui, foarte amănunțit. Eu cred că nu, unii vin cu deci injecția singură. Asta e și... pentru altceva, iar pentru ce vorbeam noi, steroizi, pentru sportivi, e cu totul altceva. Deci își trebuie fac rar și numai dacă ai o cantități de 3-4 ori mai mari decât scrie. Da. Perioade eu acum, de exemplu, fac mai... puțin în sală, dar foarte ușor și natural, totul mâncare normală, nu mai iau nici prafuri, luam pudrele alea în loc de mâncare. Merg strict pe natural. Ce vreau să spun, hormonul de creștere făcut singur nu are nicio legătură cu masa musculară. Aha. Deci el pur și simplu îți schimbă un pic metabolismul, probabil. Da, de, absolut. Să-ți crească da. Mai ușor mușchi. Da, asta da, da. Da. Rolul. În momentul ăla, deci funcționează ca un organism de 20 de ani. Da, deci da. Arde altfel grăsimile, tonusul muscular e altfel. Mie mi-ai recomandat să-mi fac vreodată hormoni sau nu? Cinstit, da sau ba? Păi că sunt eu medici, mă băteam gândul, zic, bă, deci, să fac nu am eu cum să recomand, nu. Trebuie să-ți recomand un medic. Dat, la modul ce deci un medic care se ocupă... M-ai încurajat să o fac sau nu? Un medic care se ocupă cu activitatea asta îți face niște analize și vede de cât ai nevoie. Ce minusuri ai, practic. Da, da. Și spune, spune tu ai nevoie de nu știu ce cantitate pe săptămână, 3 luni. Dar ce fel de medic îți trebuie pentru asta?
O să mă interesezi să spun. Da? Nu. Vorbim după că mă interesează, vreau să arăt tânăr, fresh, să fiu tot timpul de 20 de ani. Spune-mi repede despre centimetri și kilograme. Spuneam, ai da, un record? Da, cum îți spuneam, persoanele care vin la antrenament la noi, marea majoritate au o structură osoasă mai mare, masă musculară mai mare. Acum sunt acoperite de grăsime. Da. Dar în primele 3-4 luni se fac niște transformări foarte mari, se tonifiază musculatura, crește masa musculară și scade grăsimea. Din acest moment, asta e motivul pentru care nu poți să te iei după cântar, masa musculară este mult mai grea decât grăsimea. Da, da. În momentul când tu îți transformi, tu nu vezi vizibil decât la centimetri. La cântar, de exemplu, recordul, că vorbeam de recorduri, am avut într-o lună jumate 13 cm în talie, dar avea 3,7 kg scăzute. Deci femeia se cântărea în fiecare dimineață și când venea la sală și îi spuneam, scoateți cântarul din cap, n-are nicio treabă. Da, da. Oglinda, hainele, cureaua, asta spun. Se da, da, da. Ei, și când tot timpul facem cam după o lună jumătate măsurător din nou, știi? Da. 13 cm. Marea majoritate a femeilor slăbesc între 4 și 7 kg într-o lună. Uh-huh. Dar am record până la 13 și au fost și câteva care nu știu ce au făcut acasă cu frigiderul, ce relație de dragoste au cu frigiderul, care au slăbit, au scăzut doar 2-3 cm, dar 90% dintre persoane sunt undeva între 4 și 7 cm într-o lună. Am înțeles. Care e ok. Denisa, mi-ai promis un răspuns la întrebarea, ce te faci dacă nu ajungi cântăreață? Trebuie să aveți o rezervă. Ce te-ai face? Păi, cred că m-aș face actriță sau dansatoare. Îmi place foarte mult să dansez, dar și actorii îmi place foarte mult. Deci tot artistă. Sau, da, sau dacă nu, profesor de limbă, de limbi străine, engleza îmi place foarte mult. Și limba română la fel, anul ăsta am capacitate ca să menționez. Da. Luni dau simulare, de simulare. Uh-huh. Și sper să fie totul bine. Doamne ajută! Bianca, tu ce îi face dacă n-ai reușit în muzică? Ai o rezervă, o variantă? Ai vorbit cu părinții, mami, dacă nu reușesc, nu reușesc, mă fac ce? Păi mă gândeam să mă fac doctoră sau asistentă. Da? Vrei să tai în carne vie, să vezi sânge acolo? Da? Da. Îți place să tai? Da. Wow. Poate să fie doctor, de ce? Poate să fie. Am înțeles. Da. Spuneți-mi așa pe final, ce planuri aveți voi anul ăsta? Hai să încep cu Bianca, că avem microfonul aici. Ce proiecte ai tu anul ăsta? Ce gânduri ai? Păi, cât mai multe trofee. Da? Ce trofee? Ce faci tu cu trofeile astea? Păi, nu știu, să mă încurajez mai mult să... De asta, da. Da. Da? Diplome și trofee la greu, da? Da. Deci concursuri multe. Să îmi doresc să intru la o emisiune TV mai cunoscută. Da, un concurs din ăla de cu tine, da? E cam atât. Da, cu tu ai 13 ani. Muzica, da. Muzica. Cu iubirea n-ai voie încă, nu? Sau ai voie? Nu. Ai voie, nu? Voi ai? Nu știu. Nu știu. Te-a apucat? Strechea nu te-a apucat încă, nu? Nu. N-ai avut un prieten până acum? N-ai ținut de mână? N-ai fost la film cu niciunul? E, cu prieteni așa. Cu 10 odată la fiu, mă gândeam doar cu el. Nu. N-ai fost încă, nu? Nu. Deci anul ăsta competiții, premii cât în cap. Da. Denisa, la tine, tu ai 15 ani, stai puțin, ai avut un iubit vreodată? Nu. Nu? Consider că încă nu sunt pregătită. Cum adică... de ce nu ești pregătită la 15 ani? Știi pentru că și mentalitatea e alta și mă gândesc ce că băieții se uită doar așa după noi, după așa. Altceva, nu după relație serioasă, așa am că înțeles. Mai aștept. Da. Anul ăsta vreau să am mai multe spectacole, să intru la un liceu bun. Și să fiu sănătoasă în primul rând. La ce liceu vrei să dai? Care ar fi unul primul pe listă? Știu că pe aveți liceu ales. De limbi străine. Da? Da, ar fi o opțiune. Care sunt cele trei priorități la tine? Cum ai zis că îți faci lista? Știi că aveți de făcut lista, da? Da, da, da. Nu știu, încă nu m-am gândit un așa, trei, dar... Așa. Să dau un nume? Da. Păi primul ar fi Călinescu, al doilea Regina Maria și al treilea Decebal, dar mai mult vreau la Călinescu. Trei. Da. E, să te ajute Dumnezeu. Hai să iei, că ești fată isteac. Cu siguranță. Succes maxim. Mulțumesc. Șerban, am uitat de o întrebare. Omul trebuie să ține și dietă, trebuie neapărat să știm. Știi, oamenii fac sală și duc acasă și mănâncă ca sparții. Și au făcut o brânză, probabil, nu?
Eu zic că trebuie să ții și o dietă, trebuie uite să faci și aici un program. Nu poți să faci decât personalizat. Fiecare este, om este un individ. Tu dai acest un individ. Plan sau un medic specialist sau ceva? Nu, un antrenor bun un antrenor trebuie bun. Să dea ce, indicații da? Și calorii, de o viață de asta, da, da, da. La cei tineri e altceva, dar la cei de care mă ocup eu, trecuți de 35-40 de ani, e o greșeală să înceapă după ani și ani de zile brusc și dieta și sală. Ori da. Una, ori alta. Aha. Deci dacă s-au apucat de sală, le spun 2-3 luni să lase doar mâncarea normală, să scoată doar băuturile carbogazoase și pâinea. Iar aha. În rest, ele oricum au efect foarte zi, mare. De cum e cu mâncatul seara? Mâncăm seara după 7-8 sau nu? Depinde de metabolism, de ori de când te culci, de, dacă vii la 11 noaptea de la antrenament sau îl faci la 11 dimineața, deci toate trebuie personalizat. Chiar da, cine dă așa la indicații general, la general, chiar îi face rău altuia, deci nu, n-ai nicio treabă. Chiar trebuie să vezi programul omului, nu poți să... Zim planurile pentru anul ăsta, ce ai tu în minte, ce idei mai ai, ce vrei să mai înfăptuiești? Dacă toate merg ca pe roate, poate nu vrei să schimbi nimic, nu știu, tu știi. Să știi că nu mai vreau să schimb nimic decât să fiu fericit e deocamdată. Da. Am lăsat-o și cu performanța și cu deplasările și cu clubul și sportiv și cu toate. Chiar nu mai vreau decât să fiu fericit și să fac oameni cât mai mulți, pentru că asta e cea mai mare mulțumire a mea. Încep oamenii să-mi spună după 12 ani de activitate într-o sală clasică, nu mi-a zis nimeni niciodată. Acum marea majoritate a oamenilor după 2-3 luni îmi spun să vă dea Dumnezeu sănătate, nici nu știți ce bine faceți. Mărțișoare ai dat anul ăsta? Mărțișoare? Da. N-am primit, că n-am mai fost la Botoșani de foarte mulți ani. De unde sunt și eu. De dat? Și de eu dat, nu știu dacă ești căsătorit, habar n-am. Nu mai sunt. Nu mai ești? Nu mai sunt. Dar ai dat un mărțișoar? Da. 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 Deci ai avut acolo cu să-i dai. Deci vrei doar liniște și toate să meargă ca pe roate. Da, dacă sufletul e liniștit, merg toate bine. Așa. Mm-hmm. Corina, ce planuri avem pentru anul ăsta? Avem ceva noutăți? Am văzut că tehnologiile avansează, tu ai să fii tot timpul la da, la noi e foarte ușor pentru că noi evoluăm în fiecare zi cu fiecare pacient pe care îl avem. Până la urmă, fiecare caz este diferit. N-avem cum să ne plictisim. Da, chiar că da. Da, există niște, cum să zic eu, reguli standard de biologie, de anatomie. În schimb, 40% sunt variații anatomice, ceea ce ne stimulează și practic ne pune situații noi, așa că noi evoluăm în fiecare, cu fiecare pacient, pe scurt. Soluțiile evoluează și ele, tehnicile la fel, dar în mare s-a ajuns la un anumit nivel la care deja... Să înțeleg că în afară de meseria pe care o practic, n-ai alte gânduri, n-ai alte planuri. Bine, vacanțe și astea toți avem, astea nu intră la planuri. Dar puține libertate, mai avem libertate? O vacanță continuă, nu? O vacanță continuă, vreau că tot ești să vină bani în cont, așa, singuri, să curge. Sigur. Da. Bun, eu vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici, pentru că sunteți oameni frumoși și cu, cum să zic așa, cu sufletul la purtător. Noi o să ne revedem săptămâna viitoare cu alți invitați de seamă, la fel de frumoși și interesanți. Deocamdată, pe final de emisiune, mulțumim restaurantului Siret și o să vă cânt eu două piese ca să ne intrăm așa în atmosfera lunii martie. La revedere și ne revedem săptămâna viitoare! You don't think I know what you've done. Mm-hmm.
Viața mea